Doamne ajută tuturor, eu sunt Mario și astăzi vreau să vă prezint un lucru foarte interesant. Și acela este, care este și titlul acestui videoclip, Bucură-te de idee. Deci hai să-i dăm drumul. Look, it's time to chill, so roll that blood and light it up. I know I said this all the time, but look how much I get for fucking you. Deci, ce vrea să însemne acest lucru? Bucură-te de idee. Cineva ar zice, păi ce înseamnă acest lucru, să mă bucur de idee? Haideți să vă explic cum văd eu acest lucru și cum l-am înțeles. Acest lucru este, de exemplu, cum mi-a venit mie să fac acest videoclip. Am avut o idee în minte și am pus-o în practică. Am aplicat-o. Am zis, mă, dacă tot am această idee, cu siguranță mă va ajuta în viitorul meu. Și așa am pus-o în practică. Deci am luat camera și am dat drumul la videoclip ca să-l fac. Și acest lucru, bucură-te de idee, înseamnă să, atunci când ți-a venit, de exemplu, o idee în minte, să ai o casă, de exemplu. Ți-a venit ideea casei. Bucură-te de acea idee. Bucură-te că ți-a venit această idee să ai o casă. Să ai propria ta casă. Bucură-te doar pentru că ți-a venit în minte și crezi că o poți duce la îndeplinire. Prin credință și prin planuri și prin punerea planurilor acelora în aplicare. Și acest lucru îți aduce o mare energie, dacă te bucuri de idee, să te bucuri de acea idee, să o vezi, să o imaginezi, să te imaginezi ca fiind în acel vis în care ai acel lucru pe care ți l-ai dorit în ideea ta. Și este foarte interesant acest lucru, deoarece nu trebuie să te bucuri de doar atunci când ți-ai îndeplinit, de exemplu, vreau o casă, mă voi bucura doar atunci când voi avea acea casă. Până atunci, voi fi focusat și lucrez din greu, fără să mă bucur și fără să am o bucurie în suflet că de acest proces, de acest drum. Și mă bucur doar pentru câteva clipe, poate, zile, săptămâni, de acea casă și după uit de acea energie și ce am făcut. Deci, asta vrea să însemne bucură-te de idee. Să te bucuri că ți-a venit ideea în minte și procesul va fi. Oricum, procesul urmează. Tu dacă ai o idee și îți dorești să o pui în practică, va deveni formă fizică. Deci, până la urmă, orice idee ai cu credință și pusă în practică și perseverență, poate fi dusă la îndeplinire și sărbătorește ideea care ți-a venit, orice idee, sărbătorește-o, bucură-te de ea, nu doar atunci când o vei avea în mână, de exemplu, ci de atunci când ți-a venit în minte, din prima sclipire a minții, de exemplu, visul tău, ce ai vrut să devii, de exemplu, mă, vreau să devin cântăreț. Atunci când ți-a venit această idee, bucură-te din acel moment, bucură-te că ți-a venit această idee și că asta vrei să faci. Mă, vreau, simt în interiorul meu să fiu cântăreț. Și acest lucru te va ambiționa foarte tare și îți va da energia necesară ca să continui și să ajungi unde îți dorești să ajungi. Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni, să ne auzim cu bine la următorul video. Doamne ajută!